Și o avem în legătură directă cu noi pe doamna Carmen Toma. Bună dimineața! Bună dimineața! Doamna Carmen Toma, care este un ambasador al proiectului Mobilitate pentru Performanță, practic strângerea unui fond sau strângerea fondului necesar pentru achiziționarea unui autocar necesar echipei de handbal masculin senior din Făgăraș, altă dată nu de mult echipă din Liga Zimbrilor, acum sperăm într-o nouă încercare de a accede pe treapta superioară, nu? Exact, exact. Alături de mine eram pe Răzvan Mateoniu, care este capitanul echipei de handbal. Toată povestea aceasta cu autocarul a început la inițiativa lor. Băieții din echipă au vrut să se implice proactiv în strângerea de fonduri pentru a ajuta echipa. Iar participarea la Bikeathon este primul pas. În condițiile în care acest fond este destul de mare, proiectul e ambițios, aveam nevoie de un punct de plecare, iar Bikeathon ne-a oferit această șansă. Prin participarea la Bikeathon ne dorim să obținem vizibilitate, ne dorim să obținem atenția comunității și sperăm în faptul că ne vor sprijini în atingerea performanței pe care am mai avut-o. Am observat că obiectivul pe care vi l-ați propus, obiectivul financiar, e de 15.000 de lei. Exact, este doar un început. Și din obiectivul propus deja ați îndeplinit 13%, ne arată site-ul Bikeathon, ceea ce e foarte mult în comparație cu celelalte, și observ și că aveți mulți ambasadori în acest proiect, ceea ce nu sunt decât condiții foarte încurajatoare. Da, e adevărat, am obținut sprijinul multor oameni din comunitate. Drumul e foarte lung. Suma pe care ne dorim să o strângem este mare. Cât ar fi în final ceea ce vă propuneți să achiziționați? Probabil că undeva în jur de 100.000 de euro. Bikeathon-ul ne aduce 3.000 din această 100.000. Dar sperăm noi că vizibilitatea și dorința de a sprijini performanța. E o mică picătură, dar probabil că veți avea posibilitatea, după ce participați în acest proiect, să convingeți și alte, nu știu, poate companii să vă ajute, nu? La asta exact. Cred că sperați. Asta este dorința noastră, să facem vizibil acest proiect și prin participarea la Bikeathon credem că vom obține asta. Băieții din echipă vor fi voluntari pe perioada evenimentului. Inclusiv prin acest mod vor face vizibil proiectul, părerea mea. Și nu știu, aș vrea să-i dau cuvântul și capitanului echipei, ca să auziți și punctul lor de vedere. Chiar vroiam să-l rugăm să ne spună câteva vorbe și despre echipă, și despre această încercare destul de temerară, dar și despre echipă. Ce mai face echipa de handbal? În ce stadiu se află acum? Bună ziua! Bună ziua! Noi, în momentul față, ne aflăm în Liga 2, pe locul 2 în play-off, după turul campionatului. Primele două echipe promovează direct în Liga Zimbrilor, următoarele două vor merge la barat. Deci sunteți aproape. Da, suntem aproape, dar urmează returul acum. Noi, în Făgăraș, avem echipa primată doar din jucători din Făgăraș. Și făcând acest fond pentru autocar, noi ne-am gândit și sportul din Făgăraș și implicitul handbal este foarte iubit. Noi la Făgăraș jucăm cu talanți de pline.
E ce vroiam noi să, mă rog, să ne băgăm și noi în seamă cu ocazia asta, e că din punctul nostru de vedere ne puteți considera parteneri în proiectul pe care vi l-ați propus și dacă simțiți nevoia unui sprijin și a unui parteneriat cu Radio Classic. Chiar și în afara Bike-a-ton. Și în afara Bike-a-ton. Adică echipa de handbal, eu care, mă rog, sunt un foarte atent urmăritor de sport și de handbal în primele rânduri, handbal, ciclism și snooker, recunosc. Nu le practică, dar se uită. Unele ale practic, tenisul. Deci ca iubitor de sport chiar vrem să susținem echipa și cu mijloacele noastre pe care le avem și să găsim o colaborare. Ar fi foarte... De, pentru noi onorant. Vă urăm... Vă rog. Vă mulțumim din suflet. Vă mulțumim mult de tot pentru intervenție, așadar pe site-ul bikeathon.ro puteți să aflați mai multe detalii despre proiectul Mobilitate pentru Performanță. Se propune de către echipa de handbal achiziționarea unui autocar. Să sperăm că proiectul va fi unul de succes. Pentru a dona, pentru a pedala sau pentru a fi ambasadorul acestui proiect, intrați pe bikeathon.ro, Mobilitate pentru Performanță.